tabăra de odihnă și agrement Energeticianul cuprinde o suprafață de 12 hectare. O mare parte din această suprafață este ocupată de pădure. Aerul proaspăt cu aroma pădurii îmbinat de mirosul florilor și a ierburilor este curativ în sensul larg al cuvântului. De odihnă Energeticianul amplasată pe teritoriul Parcului Nistrean, în sezonul estival sunt organizate 7-8 ture a câte 240 de copii în fiecare tură, a angajaților rețelelor electrice din Republica Moldova. Centrala electrică de termoficare numărul 2 sunt cei ce investesc mijloacele bănești în cererea condițiilor de odihnă a copiilor. Pe teritoriu este prevăzut totul ca fiecare să se odihnească bine. Corpul didactic este format din pedagogi calificați din diferite instituții prestigioase ale capitalei. Tabăra este asigurată de pază, sunt create condiții pentru alimentare de 5 ori pe zi a copiilor.
medical asigurat cu cele necesare în caz de urgență, personal medical calificat. Bucurie nemaipomenită este scăldatul în bazinul de înot, activitățile de pe terenul de joc, studioul de muzică, discoteca. Locurile pitorești, aleile umbroase și liniștea profundă de aici, întreruptă doar de ciripitul păsărilor, influențează pozitiv asupra celor ce se află la odihnă la această tabără. Aici copiii cu plăcere se odihnesc acumulând puteri pentru anul de învățământ viitor.